Înțelegeți că avem oaspeți, trei din, avem și sunt trei elevi de la liceul Ioane Cruce, care noi avem un program, o zi cu primarul, astăzi au fost lângă mine, profitând tot consilierii ne-am adunat în ședință. I-am invitat să vadă cum arată o sală de ședință, care sunt consilierii, consiliul local. Le mulțumesc în fața dumneavoastră pentru efortul care l-au depus astăzi de a fi în jurul meu. Vreau să spun că au avut de învățat. Eu le-am spus peste 4 ani aștept să fie în Consiliul Local sau să fie contracandidații mei. Încă o dată vă mulțumesc. Nu, n-au cum să fie, dar ca să iei în când, să îi mișc un pic. Da. Da, mulțumesc încă o dată. Sănătate. Dacă eu tot avem oaspeți, să începem cu domnul director și doamna cantabil șef de la Temusel. După aia o să vorbim despre ordinea de zi. Domnul primar, doamnelor și domnilor consilieri, noi am depus bilanțul pe anul 2015. De asta l-ați avut la mapă, doar în câteva cuvinte. Vreau să vă prezint rezultatele anului trecut și, bineînțeles, vă stăm la dispoziție cu întrebări. Sunt împreună cu doamna contabil șef, care este mai pricepută în cifre. Activitatea anului 2015 a fost o activitate eficientă a societății pe care o conduc. Avem un profit brut de 77.207 lei, avem un profit net de 63.360 lei. Evident, de către Consiliul Local, trebuie să dăm 29.400 lei. Cam așa stau cifrele. Noastră ați studiat. Dacă aveți întrebări, vă rog. Doamna șef contabil, mă interesează dacă s-a terminat auditul la dumneavoastră. Auditul cam s-a terminat. Așteptăm raportul de audit. Verificările au fost... Nu, au fost terminate, doar că n-am văzut raportul care să mi-l aducă domnul audit. Deci auditul este terminat, raportul nu este... Raportul. Sperați că o să fie ceva surpriză acolo? Nu. Deci, nu are de ce. Dacă ne referim la raportul dumneavoastră de activitate și viitor raport al domnului auditor, da, sper că în curător ar fi să nu fie probleme, să fie diferență. Noi am avut un control, dacă îmi permite, și din... Și de la ANAF? De la ANAF și nu au fost probleme. Poate într-un contrar, nu este vă redact mai bine. Știți că din asta învățăm. Bineînțeles, orice greșeală e, învățăm din ea și ne dorim să nu se repete. Dacă mai aveți întrebări pentru domnul director sau doamna șefătate. Mulțumim, domn director, noi am mai discutat. Ne ocupăm de curățenie. În continuare facem curățenie, de asta așa
Noi, ca și consiliul local, mai avem și alte atribuțiuni, dar dumneavoastră, deocamdată, ce aveți de obiectul de activitate, cu aia vă ocupați. Mulțumim! Noi vă mulțumim! În continuare, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de data de 5 februarie 2016. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Abținere. O abținere. Probabil că... Da, o vot abținere. Da, l-ați justificat. Da? Da. Da. Am înțeles că aveți un bilet de avea. Mulțumesc. Domnul președinte, vă rog să... Bună ziua și bine v-am găsit. Avem un membru din Consiliul Lipsește, Tudor Drobotă. Da, este la cursul... Se plecă la Sibiu, da. Da, la Sibiu. Acum depinde cum... Când e cum de vin? Membrul de consiliu. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind trecerea unor suprafețe de teren din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului Târgu Frumos. Inițiator, viceprimar Alexa Ion Angeloș. Da. În vederea gestionării corespunzătoare a bunurilor ce fac parte din patrimoniul orașului Târgu Frumos, cu ocazia inventarierii, propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. În cadrul comisiei, avizul comisiei favorabil, dacă sunt. Mai găsim discuții. Deci, dacă avizul de secunde. Observați că sunt la inventariere, s-au găsit și cu ipoțele să se mai găsească. Sunt suprafețe care sunt, erau în domeniu public și nu aveau ce căuta în domeniu public, trebuia să fie în domeniu privat. Din public se trece în privat. Public e, nu se închirează, nu se concesionează, nu se vând, decât se trec în privat. Dacă mai sunt discuții, pe așa ce zic proiect, îl supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 16 voturi pentru, 0 abține, 0 împotrivă. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru trimestrul al doilea al anului 2016. Inițiator, consilier local Ciobanu Lin. Da, să dau citire expunerii de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea președintei de ședință pentru trimestrul 2 al anului 2016. Având în vedere prevederile legii numărul 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, ale ordonanței Guvernul numărul 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea regulamentului, cadrul de organizare și funcționare a Consiliului Locale actualizată, înaintez proiectul de hotărâre prin care propun desemnarea unui președinte de ședință pe trimestrul 2 al anului 2016, respectiv pentru lunile aprilie și mai, că iunie nu știu mai este. Da, aprilie și mai. Acum, cum s-a procedat următorul decan de vârstă? Următorul liderul de vârstă. Da. Începem de la dânsul. Păcat că trebuie să-l avem pe la jumătatea mandatului. Avem acum. E Angeloș, nu lider. De care? De propun să-l domnul consilier Bubu. Cine este pentru? Mai. Împotrivă? Abține? 16 pentru, 0 abține, 0 împotrivă.
Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a imobilului teren aferent Centrului Social Multifuncțional prin reabilitarea fostei bănci agricole, teren situat în strada Cuza Vodă. Inițiator, viceprimar Ion Alexa Angheluș. Da. Pentru a înscrie în cartea funciară terenul respectiv la care a referit domnul președinte, ar trebui întâi radiat. El figura la Inspectoratul Poliției Județene Iași și trebuie radiat din cartea funciară. Ulterior, urmând să-l completăm, să trecem inventarul nostru al domeniului public și să-l înscriem în cartea funciară. La suprafață respectivă de 768 de metri pătrați. Dacă sunt discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 16 voturi pentru, iar abține 0 voturi. Facem o paranteză. Țin minte din alt mandat când eram consilier local, când s-a dat spațiul ăsta, vă spun că în prima săptămână era comandant Vasile Huian. În prima săptămână s-au implicat atât de mult acolo, au adus braz, iarbă, au semănat, au întins garzon, pământ acolo. De imediat din a doua săptămână am mers să vedem cum facem, că trebuia să-i susțină ministerul ca să poată să preia. De felicitat, putem felicita pe domnul Huianu că s-a implicat și chiar și-a dorit. Numai că ar și plecat de la noi de la Târgu Frumos. Important e că ne-am ocupat în continuare și totuși am rezolvat ceva și am făcut ceva la posta bancă. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale privind suprafața spațiilor comune și podă indiviză, teren aferent cabinetelor medicale din cadrul Policlinicii orașului Târgu Frumos. Hotărâre de Consiliul Local numărul 83 din 25.06.2014. Inițiator, Consiliul Local Vasile Burnea. Da. Aceste spații menționate în lista anexă fac parte din domeniul privat al orașului Târgu Frumos. Având în vedere hotărârea de Consiliul Local numărul 83 din 25.06.2014, vânzarea cabinetelor medicale, încheierea de îndreptare a erorii materiale numărul 260 din 24.02.2015, încheierea numărul 4216 din 2.02.2016, emise de BCPI Pașcani, propunem actualizarea și modificarea, completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliul Local numărul 83 din 25.06.2014, privind suprafața spațiilor comune și cote indivizi teren aferent spațiilor propuse spre vânzare. Supun dezbaterii în Consiliu. Noi în Comisie am dat aviz favorabil pentru această îndreptare. Dacă sunt discuții. Pentru a fi în legalitate, cumva. Da. Este normal să fie cote indivizi. Dar era bine dacă se făcea de la început. Dar nu, la pe timpul ăla nu aveam secretar, nu aveam jurist, nu aveam... eram numai noi și m-a salut cu oameni. Pun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 16 voturi pentru. 0 abțineri, 0 împotrivă. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului de Boli Cronice Sfântul Ioan, Târgu Frumos. Inițiator, Consiliul Local, Fritea Perdone. Vând în vedere că s-a modificat componența Consiliului de Administrație al Spitalului de Boli Cronice Sfântul Ioan, Târgu Frumos, în urma unei desemnări din partea biroului executiv al Colegiilor Medicilor din Iași, a desemnat-o pe doamna dr. Helga Alina Tunza să facă parte din Consiliul de Administrație. Propun spre aprobare acest proiect. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 16 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri.
Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în AGA Arsacis cu privire la cererea de aderare a Comunii Botești, județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași, Arsacis, inițiator, primarul Vatanan Ion Neamț. Da. Este... Și poate nu va fi ultima comună care se va alătura serviciul de apă și canal Iași. Deci, probabil că vin în această asociație, având puțuri de apă, se extrage ceva de acolo. Că... Da, este bine pentru o asociație de la Iași că tot mai multe comuni se afiliază acestei societăți. Supun la vot acest proiect. Dacă sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 16 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită pentru o perioadă de 5 ani a spațiilor din cadrul Centrului Social Multifuncțional în vederea desfășurării activităților organizațiilor non-guvernamentale. Inițiator, Consiliul Local Badea Ene. Deci se aprobă darea în folosință gratuită pentru o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 17 septembrie 2020, a sării de instruire grup suport 29,8 metri pătrați etajul 1, a sării de activități cu copiii 46,3 metri pătrați etajul 1 și a sării consiliere 14,8 metri pătrați etajul 1. Din cadrul Centrului Multifuncțional Târgu Frumos către Fundația Ancora Salvării cu sediul în Iași, strada Ciuri, da, și în același scop mai este Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Organizația Salvați Copii Iași, Fundația Star of Hope. Supun la vot acest. Dacă sunt discuții... Aici ar trebui să votăm proiectul 18. Unde cere schimbarea imobilului din bancă în centru multifuncțional și după aia votăm. În comisie a fost comisie referitor la aprobarea... Da. Am schimbat punctul 18. Da. Votăm punctul 18 ca să schimbăm din bancă în, în centru multifuncțional. Așa și după aia votăm proiectul acesta. După punctul 18 am putea, domnul președinte, să votăm. Să votăm cu ăsta, da, să votăm la proiectul. Proiectul e aceeași dată, nu e relevant. Da, dar întâi... Da. Dacă luăm relevant, nu e? În condițiile în care a fost un refuz din partea dosarului, pentru un vot negativ, nu puteam să-i date. Propun acum punctul numărul 18 și după asta revenim la... Exact. Da, punctul numărul 18. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului clădire bancă în centru social multifuncțional, patrimoniu UATO, Târgu Frumos, inițiator viceprimar Alexa Ioana Angeloș. E vorba de schimbarea destinației clădirii din bancă în centru social, ceea ce s-a realizat la momentul respectiv, prin acestarea acelui proiect. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 16 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Și acum trecem la... Să jucăm proiectul la numărul 8. De la numărul 8. Votăm proiectul la numărul 8. Da. Supun la vot proiectul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 16 voturi pentru, 0 abține, 0 împotrivă. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a orașului Târgu Frumos. Inițiator, viceprimar Alexa Ioan Angeloș. Da. Să solicit completarea regulamentului de organizare și funcționare a instituției noastre cu trei capitole pe care le enumerăm. E vorba de transport,
rutier contra impost de persoane, prevenirea și stingerea incendiilor și al treilea capitol, mod de organizare și funcționare a centrului social multifuncțional. Asta legat de transport pentru licenție la serviciul respectiv și prevenirea stingerea incendiilor, respectiv mod de organizare a centrului social, au fost aprobate și regulamente, numai că trebuie înscrise acum în regulamentul mare de organizare, în nou. În comisia aviz favorabil. Alte discuții pe care ajunge acest proiect? Dacă nu sunt, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 16 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare aferente exercițiilor financiare pentru anii 2013 și 2014 la Asociația Sportivă Viitor. Inițiator, consilier local, Carlo Daniel. Da, va trebui să supuneți pe aprobare cheltuielile efectuate cu echipa de fotbal Asociația Sportivă Viitorul Târgu Frumos din anii 2013 și 2014. Documentația cuprinde registre jurnal din casări și plăți, precum și un referat al compartimentului audit, care constată că sunt îndeplinite prevederile legilor în vigoare. Supun la vot acest proiect. Comisia aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 16 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii suprafeței de 10 metri pătrați teren situat în strada Cuza Vodă, zona Esplanadă, oraș Târgu Frumos. Inițiator, consilier local Aldea Ioan. Da, aici este vorba de un proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii suprafața de 10 metri pătrați. Deci aici e vorba de un chioșc din lemn, de ultima generație făcut. Așa. Am plasat în zona explanării, dar într-o zonă mai... Încă nu s-a identificat. Da. Suprafața, da. Dar oricum trebuie să fie undeva la cale de acces, să fie înconjurat. Este un chioș cu înghețat. Da, din lemn, da. Ca o comisie are vederea de înghețat. În comisie? Deci comisia a dat aviz favorabil. Dacă sunt discuții? N-am mai avut o discuție, apropo, vis-a-vis de amplasarea chioșcului. Este într-un loc vizibil, dar într-un loc în care să nu fac să nu fac, o notă proastă față de mod cum o să arate parcul. Din proiectele care l-am avut și eu. Adică nu să nu fie pus undeva cocoțat acolo, să strice. Vizual să arate bine. Vizual să arate bine și da, arată și imaginea, da. Să nu strice imaginea parcului. Prima dată v-aș bucura să arate parcul. Bine, după aia... Da. Sunt mult el. După aia multe noi. Da. E vorba de închiriere. Dar la parcul nu prima dată. Tocmai asta e o discuție. Noi zicem că se termină, nu? Păi sigur, dar e în alegeri. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 16 voturi pentru, 0 împotrivă. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii inventarului domeniului public al orașului Târgu Frumos a rețelelor publice de apă și canalizare pe raza orașului Târgu Frumos. Inițiator, viceprimar Alexa Ionan Gheorghiș. În prezentul proiect se solicită introducerea în domeniul public a rețelelor respective de apă și canalizare și completarea și însușirea în inventarul domeniului public ale bunurilor de returi respective. Dacă extinderi. Da, în comisia aviz favorabil. Dacă sunt discuții? Domnul Obert. Un pic paralel cu proiectul de hotărâre, dar știe, domnul primar, aveți idee când o să dea drumul la canalizările astea, știți ceva despre... Întreabă lumea, sunt făcute cartiere care sunt terminate, s-au terminat pe jumate. Păi trebuie să facă recepție. Pot să vă spun că chiar în zona la care vă referiți cel mai termen, mult. Se ar avea sunt în termen, deci trebuie să
Chiar cu strada dumneavoastră. Spaua nu s-a făcut. Poftim? Spaua nu s-a făcut, cum se crede. Păi eu am văzut că au adus niște... Armatură. Stații. S-a turnat, s-au adus niște pasii. Niciunul să lucreze acolo. Așa au stat ca să vină căldura și să vadă de acolo. Dar știți că este un termen de finalizare. Sunt în termen, așa că nu... E al doilea termen de finalizare. Da, pe un gen, dar sunt un termen de finalizare. Dar supun la vot acest proiect? Deci înțeleg că o să avem și noi spaltă frumos. nu mai putea chiar o serie, vă domnule. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 16 voturi pentru 0. Împotrivă 0 abține. Stați de purificarea. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării conform legii 50/1991, articolul 15 litera E, a suprafeței de 11 metri pătrați teren, situat în strada 1 Mai, bloc 1 Mai, scara A, zona apartament 2, oraș Târgu Frumos. Inițiator, consilier local Sărafcean Vasile. Având în vedere cererea înregistrată la Secretariatul orașului Târgu Frumos, înregistrată sub numărul 27732, din 703-2016, prin care se propune concesionarea pe unei suprafață de 11 metri pătrați teren, pe care este extins apartamentul cu destinație de cabinet medical stomatologic, situat în strada 1 Mai, bloc 1 Mai, scara A, partier, zona apartament 2. Suprafața menționată mai sus se află situată în imediata vecinătate a apartamentului proprietar. Cred că ați văzut materiale, sunt transmise în sistem electronic, în contractul de vânzare cumpărare, acolo clădirea deja este edificată, nu rămâne decât noi să aprobăm scoaterea în vederea concesionării. El a avut o autorizație de construcție, legea în 2012, când a fost emis autorizația, cam așa se proceda. Nu era nevoie de concesiuni, de contract de concesiune. Și acum omul cer de concesionare, că nu suntem legalitate. În comisia am dat aviz favorabil. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 16 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de transport persoane al operatorului SECE Intertranscom SRL. Inițiator, consilier local Crișu Constantin. Societatea Comercială Intertrans SRL ne solicită enorm modificarea numărului de curse de la 16 la 18 pe zi și suplimentarea cu încă două microbuze pe cheltuiala lor, prin interes, să poate realiza cele obiective. Asta solicitarea ne face în urma modificărilor aduse de Consiliul Județean cu privire la transportul public de persoane și solicitările publicului călător. E un lucru bun, bănuiesc că o să fie mai des, ca timp, o să fie frecvență mai mare. Frecvență mai bună, da. E mai mare, având în vedere că sunt 4.000 propoziții. Și impozite. Și involuntare și impozite. Și impozite, da. Da. E, dar asta nu înseamnă că și noi, ca și Consiliul Local, ne-am ocupat, că am făcut parcare, de-am... Suntem mai... Dacă sunt... Nu suntem gici cu... Dacă sunt discuții, dar... Eu aș avea o recomandare, dacă am putea să efectuăm, să facem noi, din fondurile noastre sau ei, un mini de acoperiș, așa, când ei așteaptă călătorii. Ceva simplu, așa, că de tot măcar dos de ploaie, fără să afectăm traficul pietonal. Da, alții au spus la bani cu... Noi intrăm în discuții și noi cu... Deci, vă spun, mai totdeauna este un mijloc de transport acolo. Nimeni nu stă în stație. Stau în mașină. Vine cu orice mașină. Da. Da, așa. În așteptare. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 16 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Târgu Frumos, la suprafeței de 175 metri pătrați teren, situat în strada Ecaterina Teodoroi, numărul 6B. Inițiator, consilier local Curea Lăsă. Da. La secretariat a fost înregistrată o cerere, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Târgu Frumos și modificarea duratului
duratei contractului de concesiune, contract numărul 2007 din 26.06.2002, cu durata contractului de concesiune 3162 din 24.03.2007, întrucât suprafețele de teren ce fac obiectul contractului mai sus menționate, este edificat un imobil și este necesar a se închide perioada de concesiune în același timp. Sunt două contracte de concesiune, persoana cauză dorește să schimbe statutul terenului din domeniul public în cel privat și termenul final al contractului să fie amândouă să cadă în aceeași perioadă. În comisie am dat aviz favorabil, dacă sunt discuții. Perioada nu este menționată, sau este menționată, dar... Era vorba de 30 de ani. Da. Perioada este 30 de ani. Dacă sunt discuții? 50 ani, părerea cu 30 sau 80. Nu are 50 de ani. Așa da. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 16 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor imobile din orașul Târgu Frumos, județul Iași. Inițiator, primar Vatamanu Ionel. Da, până mai... Acum două, trei ședințe în urmă, toate apartamentele care erau ale noastre le avea termoservul. Acum le-am preluat noi și odată cu preluarea ne le actualizăm lista cu toate apartamentele și ne le și însușim în inventarul și inventarul domeniului privat al orașului Târgu Frumos. Dacă sunt discuții? Aviz favorabil. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 16 pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 100.000 RON pentru participarea la programul de prestații sociale acordate sub formă de tichete sociale cu ocazia sărbătorilor de Paști 2016. Inițiator, primar Vatamanu Ionel. Da, ca în fiecare an, la sărbătorile pascale sau sărbătorile de iarnă, s-au dat tichete. Vrem să dăm și anul. Dacă sunt discuții. Supun la vot. În Comisia Economică, domnul Drobot a avut o intervenție. Nu este. A fost un amendament? A fost un amendament. Păi care a fost? Vrea suma mai mare să fie, nu? Nu, mai e mică. Supun la vot acest proiect în forma în care este... Nevoile sunt mult mai mari față de ce... Dacă sunt discuții, să discute cine este... Grupul PNR din, da, din Consiliul Local, în comisie, a depus un amendament ca suma să fie așa cum a fost și de Crăciun și de alte dăți, 50.000. Nu 100.000. Fie de an electoral, vezi că 50.000 este ok. Să fie exact cum a fost de fiecare dată. Dar având în vedere că noi la Comisia Economică am fost 2 plus 2, deci se pune la vot în cadrul Consiliului Local. Oricum, nu este consultativ. Păi, da. Bine, da, dar... Eu vreau mai amendament, dar... Da, înțeles. Da. Comisia, ce aviz a dat Comisia? 22. Domnul Drobot... Am zis să hotărâm Comisia Mare, în Consiliu. În Consiliul Local, da, așa am hotărâm. De ce s-a ajuns la această sumă de 100.000? Știți că până acum noi, mai bine zis dumneavoastră, excludem, primeam și dumneavoastră un iepuraș. Iepurașul de anul ăsta se vor regăsi în acele etichete și vor merge la cei mai necăjiți decât dumneavoastră, care, într-adevăr, așteaptă cineva spune că se rămână la 500, dar anul trecut de Crăciun avem și acum cereri care nu s-au onorat. Sute. Și
Asta nu că vrea primarul și eu am venit cu o propunere din fața dumneavoastră, dumneavoastră hotărâți. Bună. Dacă mai sunt discuții. Supun la vot acest proiect în forma în care e redactat. Cine este pentru? Finu, lasă-mă la sus. Am prins. Da. 11 voturi pentru. 12 pentru. 12 pentru. 4 abțineri. Nu pot da supun la vot. Poate sunt împotrivă. Împotrivă, nu numai abțineri. Împotrivă? 4. Împotrivă? 4. Abțineri? 0. Împotrivă. 4. Vedeți ce înseamnă să fii democrat, social-democrat? Te doare inima de cetățean. Și într-adevăr ne doare inima. Dom'le, sunt oameni extraordinari de multe familii necăjite. Credeți-mă, nu au cu ce tulbura apa. Nu fac de dragul de... Chiar nu mă interesează. Nu se face politic sau... Nu știu. Sunt, cred că, unul dintre cei care stăpânesc mai bine situația din oraș. Punctul numărul 18. Nu, 19. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar elevilor școlii Garabeti Brăileanu, Târgu Frumos, pentru participarea la concursuri și competiții sportive organizate în luna aprilie 2016. Inițiator primar Vădăman Nenea. Da. O să avem, într-adevăr, trebuie să luăm, să susținem sportul. Așa spun, sport și cultură la în Târgu Frumos nu mai există. Ba, există. Numai că noi nu facem busturi, nu le dăm cu var toată ziua la busturile. Dar având campionat, și nu numai campionat, campioni la Scrabble și la fotbal, am venit cu propunerea la solicitările care s-au făcut să se să susținem financiar materie. Cu... Și locuri bune la tenis de masă, că... Mai avem o solicitare, dacă tot așa facem o paranteză, venită de la Ion Creangă. De rezolvat o rezolvăm. Numai că a venit puțin târziu. Da. Eu am vorbit și cu domnul consilier Feodote, am explicat de când până a venit solicitarea. Problema lor că a trimis prea târziu. Da. Cu ea, eu am vorbit cu ei cu două săptămâni. Nu, da, nu, o să știți. Nu, nu le-a fost trimis. Nu am avut da, și m-a fost la primărie. Eu sunt la directoare, făceam aprobarea dotare. Da, nu, nu, eu am înțeles foarte bine situația. Nu, vreau să știu că este o investiție acolo, venim și noi cu completăm cu ceva, nu vă faceți probleme. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 16 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. De fapt, ce vreți Aprobarea bilanțului la 31.12.2015, fondul de profit și pierdere la data, cu notele explicative, și raportul privind activitatea economico-financiară pe anul 2015 al Comisiei Licendă pentru SECE Termosel Salut de Târgu Frumos. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Zero împotrivă, zero abține, 60 voturi pentru. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, își vrea ședința închisă.